Să vă comunic, da? Da, am depus toate pancardele pe care le aveam aici. Le-am comunicat următorul lucru, că proiectul îngrijorare nu este posibil, că Franța stă de drept să persecute romi astăzi. Ei au spus că la fel de îngrijorat că este o persecuție care nu se așteptau, că așa ceva a fost în perioada nazistă și că sunt îngrijorați, că depun toate eforturile să oprească violențele acolo, că caută cooperarea Guvernului României și că cooperează. Eu am spus că ONG-urile rome poate să ajute în aceeași măsură pentru că scopul nostru este să oprim violențele și că violențele nu sunt așa aportate acum din ea. Există o bază pentru asta, care sunt prejudecăți și rasismul față de romi și că trebuie să lucreze în Franța și face această temă și că suntem dispuși să ajutăm. Perfect. Da? Bun, mi-am dat mâine, i-am dat pancardele, i-am rugat să vină afară să vă salute pe toți. A zis că e de ajuns pentru acum. E da? De ajuns deci, un rom la ambasadă, e prea mare. Și asta este, da? Hai să-i monitorizăm. Haideți, mulțumim. Monitorizare. Ne vedem la Ibis, da? Maxim. La Ibis, avem întâlnire acum. Ibis Parlament. Da, vă mulțumesc tuturor. Mulțumim. Și nu uitați ce prea sunt ale sețe. Adevărat, Delia a dovedit. Valoare maximă.